Bună, dragilor! Astăzi vreau să facem mulaj din silicon universal. Silicon folosit în construcții. E silicon universal. Nu acrilic, nu altfel de adeziv. Silicon poate fi incolor, alb sau de altă culoare. La mine este această culoare. Nu contează culoarea, e important siliconul să fie folosit pentru construcții. Așa. Avem nevoie un vas mai mic cu apă. Așa. Detergent lichid pentru vase. Eu am folosit Fairy. Adăugăm detergent în apă. Adăugăm să fie apa puțin. Da, e destul de alunecos lichidul ăsta. Așa. Acum vom introduce siliconul aici, în această apă. Nu adăugăm mult, cam pentru o jumătate de frunză. Îl udăm, să nu se lipească de dește. Așa. Acum, după ce l-am udat, îl putem frământa. Așa, aproape gata. Luăm frunza care am pregătit-o. O udăm și pe ea puțin, dar nu prea mult. Dacă am udat-o prea tare, putem să o ștergem puțin. Puțin umedă trebuie să fie frunza. Scoatem siliconul din apă. Unde aveam mâna uscată, se lipește. Așa. Acum partea mai netedă va fi peste frunză. Dăm formă unei frunze. Uite, cam așa. Acum luăm frunza. O așezăm pe silicon, apăsând ușor, ca să ia forma frunzii și să scoatem bolile de aer. De sub frunză. Uite așa. Acum
Mai punem tot atâta silicon în apă pentru partea cealaltă a frunzii. La fel, udăm mâinile cu această soluție. Deci nu am pus nimic altceva decât apă și detergent de vase. Mai frământăm puțin până scoatem apa din el. Iarăși dăm formă alungită a unei frunze. Da? Și acum punem deasupra frunzei, apăsând la fel, apăsând ușor să scoatem bolile de aer. Aici frunza e comodă. Așa. Din când în când mai udăm mâinile ca să dăm formă frunzei. Să nu vă fie frică că s-au unit aceste părți, ele între ele nu se lipesc din cauza lichidului dintre ele. Și uite așa, punem la uscat pe un șervețel uscat. Și mulajul nostru mâine va fi gata uscat. Eu am aici unul făcut de 2 zile în urmă. Și îl vom desface împreună. S-a lipit decât puțin marginile. Foarte puțin, uitați. Aici avem frunza care și ea puțin s-a lipit, dar cu atât mai bine că s-a imprimat toate nervurile. Dacă s-a lipit cu puțină apă, scoatem toate bucățile. Și ia uitați-vă frunza noastră. Da? Perfect. A ieșit. Aici curățam, bineînțeles. Și gata. Cealaltă este mai nete de partea de sus, dar dacă alegeți o frunză cu nervuri mai proeminente, bineînțeles că vor ieși mai adânci aceste nervuri. Capetele care sunt în plus puteți să le tăiați cu foarfeca, dar eu zic că nu vă deranjează pentru că veți face frunză atât de mare. Uite, molajul nostru făcut din silicon pentru construcții. Sper că v-a fost de folos acest tutorial.
În curând vin cu un nou tutorial al timulaje. Până atunci vă urez mult spor și v-am pupat!